Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi la școala de televiziune Dictic.ro vorbim despre arta creată de inteligența artificială. A fost inventat un robot care poate sculpta în marmură sau piatră cu o precizie de 99%. Restul de 1% îi rămâne artistului pentru finisaje. Robotul scutește timp prețios pentru artist. Giacomo Massari este inventatorul robotului denumit Robotor, care are 4 metri în înălțime. Cu toate acestea, robotul nu va putea niciodată să gândească în locul artistului, iar aici este diferența. Atât despre arta creată de roboți. Eu sunt Adelina, numai bine, pe curând!